Mulțumesc, doamna profesor. Deja nu știu dacă eu o să mai spun lucruri noi, eventual rămâne să mai chibițez așa pe margine, pentru că lucrurile importante la care mă gândisem eu s-au cam spus. Și ca să preiau o idee a domnului judecător Neamț, să știți că nu sunt chiar așa de optimist, cum ar spune domnul profesor Marian Nicolae, sunt un realist. Și din această perspectivă pot să spun că, de fapt, critica dumneavoastră este o observație realistă. În țara asta, de când știm noi legislație modernă de vreo 200 de ani, totul a fost făcut pe forme fără fond. Și a funcționat până la urmă. Deci trăim pe forme fără fond de 200 de ani. Ce, codul civil Napoleon avea vreo legătură cu ce se întâmpla în țara asta? N-avea nicio legătură. Credeam că spune domnul judecător că el în continuare plădează pentru spii legali și vrea soluții pe totul să fie rezolvat de legiuitor. Tocmai asta voiam să subliniez, că din expunerea de motive a legii, aveți o indicație pe care vă dă legiuitorul aici. Spune așa: instanța să individualizeze măsura aleasă prin modularea capacității celui ocrotit, ținând cont de gradul său de autonomie. Deci, din nou, e o chestiune pe care am spus-o acum 10 ani la Cluj, la conferința de lansare a noului cod civil. Rolul judecătorului în noua reglementare este din ce în ce mai mare și judecătorul se transformă, cum spune și profesorul Marian Nicolae, dintr-un simplu aplicător al legii, cum și-ar fi dorit Napoleon, într-un veritabil împărțitor de dreptate, dacă pot să o spun așa. Sau cel puțin mie așa îmi place, acum probabil că sunt optimist, să cred că judecătorul va deveni un fel de Harun al-Rashid, ăla care mi-a luminat mie copilăria în poveștile celor 1001 de nopți. Trecând peste aceste chestiuni, de ce vreau să vorbesc despre o temă care pare atât de ezoterică, despre anormalitatea capacității juridice? Pentru că mie mi se pare că majoritatea discuțiilor care s-au purtat aici pornesc de la o, hai să-i spun așa, lipsa dezbaterii fenomenului ca atare. Pornesc de la lipsa unei discuții serioase despre ce e capacitatea în secolul 21. Și o să vă spun din ce perspectivă îmi pun această întrebare. Știm cu toții că regula e capacitatea. Prin urmare, incapacitatea, sau mai exact spus, mai ales după legea 140, incapacitățile sunt excepțiile. Așadar, pornind acum pe un limbaj fenomenologic, normalitatea este capacitatea, deci incapacitățile ar fi forme de anormalitate. De ce mi se pare că această discuție, care pare așa foarte meta, este importantă? Pentru că, de exemplu, noi la anul întâi explicăm că și atunci când legiuitorul vorbește în 43, mă rog, și în 43 de dinainte de legea 140, dar a mai rămas și acum, despre lipsa capacității, o capacitate tot există acolo, o capacitate fie ea și reziduală. De ce? Pentru că dacă am accepta că incapacitatea înseamnă, de exemplu, lipsa discernământului, s-a marșat foarte mult în prezentarea domnului judecător pe ideea de lipsa discernământului și o să vreau să revin la această idee. Atunci am putea ajunge foarte ușor într-o zonă periculoasă în care să considerăm că acei oameni care au discernământul afectat nu prea sunt oameni sau sunt semi-oameni. Ori știm că astfel de clasificări
pot duce ușor într-o zonă pe care nu ne place să o evocăm. Și aici aș merge pe ideea că, pornind de la regula că orice individ are capacitate, trebuie să vedem ce înseamnă capacitatea juridică. Și aici eu în continuare văd niște probleme. Niște probleme pe care eu am încercat să mi le lămuresc și o să vă explic imediat de ce mi se pare că legea 140, într-o zonă care nu prea a fost dezbătută, am încercat să mă uit și pe documentele pregătitoare și sper că doamna Miclăuș o să mă lămurească dacă s-a discutat, abrogând niște texte, a readus așa o ceață în acest domeniu. Ce înțelegem prin capacitate juridică? Pentru că dacă mergem la discernământ, da, teoria clasică spune discernământul este liantul acela între capacitate, consimțământ și uneori chiar și cauză. Discernământul îl avem cumva pseudo-definit în 1205 prin negativul său, lipsa discernământului, care îmi spune că o persoană care se află într-o stare care o pune în neputința de a-și da seama de urmările faptei sale. Asta ar fi lipsa discernământului. Prin urmare, încercând o definiție a discernământului, discernământ are acea persoană care își dă seama de urmările faptei sale, care gândește predictiv, a spus un text până de curând. Cum își dă seama de urmările faptei sale? Și aici mi-a plăcut foarte mult că a subliniat doamna Miclăuș că filozofia noii reglementări, care pornește de la filozofia reglementării la nivel internațional, este aceea că nu suntem toți egali, așa cum ne spune 30-ul. Și așa cum spunea și doamna profesor Marieta Avram, că pornim de la prezumția de egalitate în plan juridic, dar trebuie să înțelegem, și asta mi-a plăcut în prezentarea de deschidere, că suntem totuși fiecare individuali. Suntem fiecare diferiți. Avem o zonă de diferențiere, cum spunea doamna profesor Avram, dreptul persoanelor devine un drept diversificat, ficat. Prin urmare, trebuie să pornim de la această idee. Nu toți vin cu aceeași abilitate de a întrevedea viitorul. Nu suntem toți Neti. Nu suntem toți Cassandra. Unii văd mai clar viitorul, alții îl văd mai în ceață, unii îl văd mai departe, alții îl văd mai aproape. Eu, de exemplu, habar n-am ce o să fac în următoarea oră. Mă rog, probabil că o să fiu pe aici, dar nu pot să spun că prevăd viitorul foarte bine. Și atunci, această abilitate de a-ți da seama de consecințele faptei tale trebuie și ea să fie modulată. Pentru că, și aici revin la fraza care mie mi-a atras atenția în prezentarea dumneavoastră, omul trebuie lăsat, individul trebuie lăsat să-și asume riscuri, chiar dacă va face greșeli. A greși omenește devine, iată, o caracteristică a individului uman. Dacă nu greșești, abia atunci ești ciudat, abia atunci ești anormal. Să greșești omenește. Greșeala este umană, ține de normalitate. Prin urmare, lipsa de discernământ nu o verificăm cu standardul inteligenței artificiale, aleia care nu greșește niciodată, ci o verificăm cu standardul diversității indivizilor. E normal să greșești și, prin urmare, nu înseamnă că ai discernământul afectat dacă iei niște decizii care pot fi problematice. Și aici, apropo de fenomenologie, Husserl are niște prelegeri foarte interesante la începutul secolului trecut, când discută el despre intersubiectivitate.
în care face o comparație care mie mi se pare că e extrem de utilă exact în discuția pe care o avem noi astăzi. Există oare o diferență între omul orb și omul nebun? Care e normal, care e anormal? Dintr-o perspectivă, amândoi sunt anormali. Dar perspectiva aia mie mi se pare că e simplificatoare. E exact perspectiva aceea a disputei sofiștilor cu definirea omului ca animal biped fără pene. Și după aia vine un șmecher, scoate penele după un pui și zice, vă prezint omul. Normalitatea trebuie cumva regândită, dacă vreți. Și vă dau un exemplu. O să ziceți că sunt manierist. Cineva care neagă existența virusului SARS-CoV-2 și prin urmare nu ia măsuri de precauție, acționează el oare fără discernământ? Este o persoană fără discernământ care trebuie supusă unei măsuri de protecție? Au fost astfel de discuții acum 2 ani, nu știu dacă vă mai amintiți. Dar mie mi se pare că e un pic cam mult. Este un om anormal? Nu știu. Poate că din cauza multiplelor anormalități pe care le vedem în jurul nostru, nu știu, un coleg îmi spunea zilele trecute că în facultatea asta nu e un cadru didactic normal la cap. Da, pentru că suntem fiecare normali în felul nostru. Și eu cred că tocmai aceste multiple normalități, această diversificare a normalității, trebuie să ne facă să înțelegem că nu mai judecăm totul în alb sau negru. Oamenii normali care au capacitate deplină și oamenii anormali care sunt lipsiți de capacitate și am rezolvat. Asta era problema lui 43 și asta a fost de fapt problema sesizată de Curtea Constituțională în 601. A spus, domne, la noi umblăm cu barda. Facem un pat al lui Procust, tăiem capetele oamenilor atunci când poate nu e nevoie. Și domnul judecător ne-a spus că a simțit în practică nevoia asta să aibă mai multe posibilități de a acționa. Heidegger spune că diferența între om și animal este că omul este deschis, omul este, trăiește în lume, în timp ce animalul e închis, el trăiește în cercul lui strâmt. Ori tocmai deschiderea asta, mie mi se pare că ar trebui să fie definiția, da, nu putem să o punem într-o lege, conform lui Heidegger, textul de lege va spune, definiția capacității. Orice ființă umană, atâta vreme cât îi acceptăm, apropo de demnitatea umană, cât îi acceptăm apartenența la umanitate, trebuie să aibă capacitate. E, și acum, pentru că în momentul în care îi afectăm capacitatea, îl limităm și riscăm să-l transformăm din om în animal. Ori, exact asta pe mine m-a lovit în decizia Curții Constituționale. Și vă dau un exemplu. Că tot s-a discutat aici despre soțul care este tutorele de serviciu. În Nicolian împotriva Armeniei, CEDO a fost pus în fața următoarei situații, situație practică. Domnul Nicolian era proprietarul apartamentului, proprietar unic, soția nu era proprietar. Stătea în acel apartament în bunul stil sovietic cu soția, copilul, soția copilului și copiii copilului, deci nepoții săi. Și la un moment dat, domnul Nicolian a zis, domne, nu vă mai suport. Ia apartamentul meu, o să divorțez și o să vă dau pe toți afară din apartament, găsiți-vă și voi unde să stați, că m-am săturat de voi. Mă rog, nu discut rațiunile din spatele acestei decizii. Și se duce să inițieze o procedură de divorț. Nu știm dacă avea discernământ sau nu avea discernământ. Cert este că în apărare, preemptive strike, cum ar spune Reagan, doamna Nicolian se duce la instanță și cere punerea sub interdicție a domnului Nicolian și o și obține. Moment la care, de ce face lucrul ăsta? Ca să se asigure că nu va fi dat afară din casă. În momentul ăla, domnul Nicolian intră într-un univers kafkian. Și eu m-am întrebat foarte
serios dacă în România nu s-ar fi putut întâmpla absolut la fel. Pentru că el încearcă să introducă acțiune de divorț și să respinge că zice, îmi pare rău, ma ta nu existi, ești pus sub interdicție, nu poți să formulezi o astfel de acțiune, trebuie să vină reprezentantul. E, și aici eu cred că a fost o dificultate în dreptul din Armenia. Pentru că, surpriză, cine credeți că era tutorele? Doamna Nicolian. Eu am văzut la noi o portiță că la noi exista curatela specială, prin urmare se putea duce domnul Nicolian la autoritatea tutelară, că nu avem instanță de tutelă, și să ceară numirea unui curator special, fiind evident conflictul de interese între dumnealui și tutore. Și avea și 918 pe care dădea și pe vechea reglementare dreptul de a cere divorțul, chiar pus sub interdicție. Știu, dar asta spun, că situația e puțin diferită, dar totuși am citit motivarea lui 601 din această perspectivă. Da, pe hârtie arăta foarte frumos reglementarea, dar în practică, exact ceea ce se teme domnul judecător, domne, de unde să știu eu să-l reverific de 100 de ori? Exact astea au fost discuțiile din Franța, că de-aia au modificat ea legea de 3 ori. Odată au luat convenția, au implementat-o direct și judecătorii s-au revoltat. Și au zis, dar cine sunt eu ca odată pe an să stau să mai iau încă o dată dosarele alea la mână? Lasă, dacă cere, mă uit, dar dacă nu cere, de ce să mă uit eu din oficiu? Și s-a spus, păi da, dar ăla nu o să ceară niciodată, tu o să fii fericit, dar el o să fie nefericit. Și el trebuie să fie protejat. Deci cam astea au fost rațiunile. Totul ține de nebunia asta de lume postmodernă în care ne aflăm. Pentru că vedem o evoluție accentuată către individualism, către a ține seama de specificul fiecărei ființe umane ca ființă umană. Nu ne interesează că e ființă umană de sex feminin sau masculin, de nu știm ce gen, de, ca să parafrazez discursul lui Meloni, care umplea cu toate rețelele de socializare. Trebuie să ținem seama de particularitățile fiecăruia și trebuie să-l lăsăm pe fiecare să evolueze în felul în care se simte el bine. Mie mi se pare că de aici pornește noua reglementare și de-aia eu am fost optimist sau, cum vreți, realist cu privire la ea, pentru că, privită din perspectiva asta, mie reglementarea mi s-a părut foarte frumoasă. Acum, suntem mult mai diverși decât înainte. Putem să găsim motive incorrecte politic. Avansul medical care lasă ca mulți oameni care înainte nu supraviețuiau, astăzi să supraviețuiască. Globalizarea care a dus la un amestec de populații pe care unii îl deplâng. Dar mie mi se pare că diversitatea la nivel genetic e calea spre succesul supraviețuirii speciei. Sunt multe astfel de motive, dar consecința tuturor este că normalitatea se modifică. Normalitate nu mai înseamnă ca să preiau un șablon bărbat alb, ortodox, căsătorit cu copil. Normalitatea e mult mai diversă și trebuie să o acceptăm. Iar legea asta ne lasă să o acceptăm. De-aia am spus că eu cred că cu bună credință ea poate fi aplicată în mod creativ. În plus, mie mi se pare că asistăm la o reacție, la o formă de desensibilizare pe care o văd eu în lumea contemporană. Disoluția familiei extinse, de exemplu, a creat o serie întreagă de probleme. Acum 100 de ani, legea asta probabil că nu și-avea sensul. De ce? Pentru că persoanele cu probleme erau îngrijite automat, natural, am putea spune, de către membrii familiei extinse, mini-tribu din jurul lui, de la țară. Astăzi, la oraș, când toată lumea aleargă bezmetică, nu doar 8 ore pe zi, ci, dacă s-ar putea, 25 de ore pe zi pentru a-și găsi un rost, cine mai are grijă de cei care nu pot avea singuri grijă despre ei? Păi, răspunsul dat în ultimii 75 de ani a fost statul. Am găsit. Statul va avea grijă. Și am văzut că statul, din păcate, nu are capacitatea. Și a arogat această
acest drept, dar nu a avut mijloacele să îl pună în operă. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați confruntat, sper să nu vă fi confruntat, cu încercarea de a găsi la stat sau chiar în mediul privat un loc pentru un membru al familiei care are probleme. Este o chestiune care, apropo de inimă, îți rupe inima nu numai în două, în mult mai multe. Așadar, statul a eșuat să-și asume el responsabilitatea. Iar legea 140 o văd tocmai ca pe o încercare de a rezolva această problemă în condițiile în care familia extinsă e pe cale să dispară, iar statul nu are resursele pentru a se ocupa de toate aceste lucruri. Problema este că în momentul în care încercăm să generalizăm, să standardizăm, să abstractizăm aceste lucruri, întotdeauna riscăm să fixăm niște categorii. Și textul de lege, într-adevăr, nu poate să surprindă varietatea situațiilor posibile. Însă va fi rolul instanțelor, va fi rolul judecătorului, va fi rolul personalului de la autoritățile tutelare, să nu-i uităm totuși că ei sunt la baza acestui proces, să găsească soluții individualizate pentru fiecare și să nu mai ajungem să ne plângem că trebuie să revenim la situația de acum 100 de ani, că atunci era mai bine, valorile erau clare și nu aveam problemele din ziua de azi și o să luăm noi măsuri să ajungem cum eram acum 100 de ani, că ce bine era atunci. Nu cred că ne mai putem întoarce așa de ușor în... Mă rog, dacă ne ajută cineva, dă cu bomba și uităm toată tehnologia, o să ne întoarcem cu 2000 de ani în trecut, dar nu cred că ne dorim lucrul ăsta. De ce am făcut toată această prezentare? Pentru că trebuie să vedem care e rolul legii 140. Este cel de protecția persoanelor care au astfel de dificultăți. Trebuie să ne gândim să-i protejăm, nu să-i izolăm. Punerea sub interdicție, deși se declara ca fiind o măsură de protecție, în practică, și asta spune Curtea Constituțională, așa în limbajul ăla mai de lemn al ei, dar asta spune. Dom'le, știu, spuneați că îi protejați, dar în practică îi izolați undeva ca să scăpați de ei și ei nu mai aveau niciun cuvânt de spus. Asta trebuie să remediați. Și mie mi se pare că legea 140 face mai mulți pași înainte pe acest drum. De-aia eu am spus că sunt optimist cu privire la dispozițiile sale. Astfel ca, cum spunea profesorul Marian Nicolae, persoana ocrotită să se poată bucura, nu cu ghilimele, cum a spus dumnealui, să se poată bucura fără ghilimele de protecție și de o protecție cât mai adecvată și, da, cât mai rapidă. Și pe final, problema pe care am văzut-o eu în această lege și aici era întrebarea mea, este de ce oare s-a abrogat articolul 211 din legea de punere în aplicare. Nu întreb despre 1205 alineatul 2, că acolo pot înțelege, au fost multe dezbateri pe marginea lui. Dar 211 avea un rol pe care eu îl văd extrem de important și mie mi se pare că lipsa lui s-ar putea ca pe termen mediu și lung să genereze tot felul de probleme. Vă reamintesc 211 LPA, îmi definea, mă rog, ce înseamnă persoana care are, hai să-i spunem așa, discernământul afectat. Și îmi spunea că este acea stare a unei persoane ce determină incompetența psihică a persoanei de a acționa critic și predictiv, iată niște termeni pe care juriștii îi pot înțelege, dar și medicii și psihologii îi pot înțelege și textul ăsta, Marieta, corectează-mă dacă greșesc, fusese negociat cu medicii și cu psihologii, deci nu era un text făcut de juriști, privind consecințele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile. De ce mi se pare că acest text, care pare limbaj de lemn,
este, mă rog, e de dublu lemn, că e limbaj de lemn medical și limbaj de lemn juridic. Era important și ar trebui să se regăsească și în actuala reglementare. Pentru că el era un dicționar pentru a asigura traducerea actelor de la medici către juriști. Adică, foarte simplu, ok, pentru toate măsurile din 140, la un moment dat ajungem la un medic și la un psiholog, îmi spun normele care sunt acum supuse discuției. Ei o să scrie niște hârtii în mambo-jambo-ul lor medical și psihologic. Aici, domnul judecător, cred că știe mai bine cum e cu limbajul respectiv, că se, exact, da, tu ai traducătorul acasă, e simplu. Acea hârtie va ajunge pe masa unui judecător. Judecătorul nu înțelege acel limbaj. Cum va traduce judecătorul ceea ce scrie în hârtia aia pentru a vedea care măsură se potrivește cu situația particulară a persoanei respective? Ori mie mi se pare că 211 a asigurat tocmai acest limbaj. Eu nu zic să se preia 211 ca atare, că el era în lumea aia de alb și negru. Fie ai capacitate, fie n-ai deloc capacitate. Dar ceva similar să fie pus în lumea asta a celor, nu știu, 50 de nuanțe de gri pe care mi le aduce legea 140. Și m-am uitat pe propunerea de metodologie care e acum dezbatere la Ministerul Sănătății, încercând să văd cum vor arăta hârtiile pe care le vor emite medicii și, sau psihologii. Și am găsit câțiva termeni care mi se pare că pot fi înțeleși și de juriști, dar tot nu sunt. Investigarea disfuncțiilor prezente la nivel cognitiv, care afectează capacitatea de decizie a persoanei. Această idee de capacitate de decizie se repetă în aceste texte. Evaluarea abilității de a asimila informații, de a elabora raționamente și judecăți, de a formula o decizie și de a comunica această decizie altor persoane. Deci, iată, avem aici niște pași. Dar mă întreb, în actul care va veni de la medic / psiholog, cum vor fi descrise aceste lucruri? Pentru că mai avem capacitatea de înțelegere, care diferă de capacitatea de a aprecia realist. Mi-a plăcut partea asta cu realismul. Mă întreb, cineva care trăiește într-o lume a conspirației, va trece vreodată testul ăsta? Cred că diferența este față de psihoze. Știu, dar nu știu dacă ți se pare că te ascultă tot timpul cineva, e o psihoză sau pur și simplu serviciile îți ascultă telefonul. Nu mi-e foarte clar. Culmea că este o întrebare de genul ăsta în chestionarul de analiză clinică. Dacă sunt se pare că ești supravegheat, tot crezi. Exact. Și mi-e teamă că un judecător nu știu cum va răspunde la o astfel de întrebare. Medie, așa, avem capacitatea de judecată, care îmi spune capacitatea de a analiza mai multe alternative și de a alege dintre ele. Câți dintre noi, gândiți-vă la standardul consumatorului mediu, câte alternative are el între care decide. Și în final, abilitatea de exprimare a unei opțiuni. Ei bine, termenii ăștia sunt un bun început. Știți cum era, ce înseamnă 100 de avocați pe fundul mării, un bun început. E un bun început, dar eu cred că mai trebuie lucrat la ei pentru a oferi și judecătorului un punct de sprijin în ceea ce privește situația aceasta a adaptării măsurilor. Pentru că, cum bine a observat un judecător, greu va pica pe instanțe. Pe instanțele alea care nu sunt de tutelă, dar fac treaba instanței de tutelă. Și vă mai dau un singur exemplu. Bunica mea paternă, atunci când s-a dus să facă un astfel de test, era să-l treacă cu brio, pentru că primele întrebări ale specialistului au fost să o pună să facă calcule. Și răspundea mai repede decât aș fi răspuns eu.
După care, în momentul în care a lărgit sfera întrebărilor și a întrebat-o despre ce se întâmplă în jurul său, s-a văzut că, mă rog, pe mine mă confunda cu taică-meu, erau tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar, la un moment dat, replica aceasta a bunicii nu o să o uit niciodată. I-a spus specialistului. Păi, domnule, pe mine asta m-a întrebat. Eu am lucrat 50 de ani pe post de casieriță. Știu să fac calcule oricând și oricum. Deci, trebuie o testare mult mai aplecată către ceea ce ne interesează pe noi juriștii, către acel concept de discernământ. Și iarăși, mie mi se pare că lipsa discernământului nu există decât în cazul persoanelor aflate în comă. Trebuie să ne gândim acum dacă mai păstrăm acea definiție a lipsei discernământului sau mai degrabă mergem pe ideea unui discernământ afectat, și aici vine partea cea mai grea și nu cred că vreun text de lege va putea să o rezolve. Unde tragem linia? Unde e 49 ăla sub care discernământul e atât de afectat încât consimțământul este afectat? Și unde e 50-ul de unde discernământul, deși afectat, e totuși un consimțământ valabil care nu afectează cu nimic pentru că intră pe riscul ăla inerent al asumării de decizii de către persoană, chiar cu riscul de a face greșeli. Nu știu dacă am reușit să fiu clar în ceea ce am încercat să vă spun, dar mie mi se pare că trebuie să punem ceva în locul 211 pentru a face această interfață între medical, psihologic și juridic. Mulțumesc! Thank you.